Cel puțin 12 persoane au fost rănite într-un incendiu de proporții izbucnit la o centrală termoelectrică din regiunea Moscovei, au anunțat responsabili și media ruse. Focul de la centrala termoelectrică din nord-estul capitalei ruse a cuprins o suprafață de 800 de metri pătrați, iar flăcările ajungeau și la 50 de metri înălțime. 12 persoane au fost rănite, în timp ce Ministerul Rus al Sănătății a informat că 6 persoane au suferit arsuri de gradul 1 și 2. 150 de pompieri cu câteva zeci de mașini, elicoptere și trenuri de specialitate au reușit să localizeze și să stingă incendiul, care risca să se extindă și către zonele rezidențiale.